Începe Asia Express. Aici am fost noi, nu? Da. Ultimii pași, dragele mele. Îmi pare rău. Ți-aș fi adus și ție, dar așa s-au înghesuit. Nu trebuie să-ți pare rău. Eu mă bucur foarte mult să vă văd. Stai pe covor. Ce faceți? Bine. Bine ați venit. Mă bucur să vă văd, dragii mei. Și împreună pe covor. Sigur. Cum a fost? Hardcore, epuizantă. Am întinerit cu 10 ani. Da? Da, să știi. S-a părut mie. Am mâncat cam multă varză de aia. Da, văd că slăbesc pe zi ce trece, mi s-a făcut cap scheleta. La kilogramele la care am ajuns prin multă muncă. N-aș vrea să-mi pierd masa musculară așa, pentru că astfel mușchii se ard. Să nu se gândească nimeni de acasă că n-am făcut maximul din ce puteam să facem, că nu ne-am implicat, că nu suntem motivați. La fiecare probă pe care am făcut-o, ne-am dorit să ieșim primii, ne-am dorit să o facem într-un mod frumos. Asia Express 3. Prima etapă. Prima ancoră. Poate fi roșie sau verde. Roșie înseamnă că echipa Alex și Mario pleacă acasă. Iar Asia Express se termină pentru ei. Verde înseamnă că rămân în concurs. Să fie verde! Ce zic, e verde? Adică bine, așa sper eu. Nu era nevoie să ne aplaude. Nu, au fost de fapt niște aplauze pentru efortul depus. E ca și cum ești aplaudat că ai luat mențiune. Că ai trecut clasa, ai dat corigența și ai, l-ai luat. Ala mai că s-a. Am zis că e verde, am zis că rămâne. Dezamăgit nu sunt. Pentru că aștept să înceapă stage-ul 2 să vedem ce se întâmplă acolo. Asta a fost. Dar la cât de tare am tras noi și ne-am chinuit să fim pe ultima poziție. Nu ești dezamăgit? Ba da. Păi și atunci. E dezamăgit și el. Încerc să uit. O să uiți. Păi da, gata, s-a terminat. Da, s-a terminat. Trecutul e reversibil, merge mai departe, normal. Nu-i panică. Bine, freșule. Bravo. Ah, scuze. Bravo. Când ai tot și vezi că ești nepot, încep să fii frustrat. Și mi s-a părut că toată lumea e împotriva noastră și că cineva uneltește ca nouă să nu ni se întâmple treburile. Destinul ne-a oferit o a doua șansă, pe care sper să o exploatăm, să speculăm treaba asta. O să ne relaxăm, o să încercăm să ne mai încurajăm, o să ne uităm la stele pe cer, mâncăm o scoarță de copac. Întrebăm mai întâi aici? Haide! Băi, ne-am gândit că am mers prima oară la poliție și ne-am gândit că merge și a doua oară. Da, prima dată ne-a mers foarte bine. Ne-am dus și cu borcanul de aceara și am zis că ni se repetă destinul. Hello! Hello, sir! Ne știm cu el. We came yesterday to eat some aceara here. We're in a big race. We try to get here. Adila Umabini, Batangas. Is it far away from here? Yes. Can you take us there, please? Please. We love Filipinos. We love Filipinos policemen. Cu siguranță ne-ar fi dus, dar au zis să ceară înainte voie șefului. Aceara? You need some aceara? Ia dă-mă una să dăm aici la oameni. Am văzut niște oameni care, nu știu, sunt pe arest, nu știu pe ce sunt. Erau la pușcă direct. Și o doamnă de acolo a început să strige, aceara, aceara, că a văzut că avem noi în ghiozdane. Ia, pune-l frumos să fie pul, plin. Plin. Păi nu vă dau băieții, pac, și am pus cât de mult aceara am putut noi. Pul, ia, ia, ia. I'm gonna dress like this. Thank you, man. De data asta, sirena am fost eu, m-am travestit. Mamă, eram închipuit rău, aveam o bustieră de asta gravă, cu sutien cu tot, care avea și niște umeri foarte proeminenți. M-a strâns femeia bine, mi-am pus pe talia mea suplă brochea roz și arătam ca o prințesă Disney, dar nu știam care. Era o combinație între Elsa, albă ca zăpada și ceva mai negricios. Aoleu. Știam ce o să urmeze, știam că o să urmeze să facă show. E și place. Nu, e plăcerea mea să mă îmbrac în rochie. Mai zi de asta, zi, că îi place, îți continuă ideea. Nu, îți place să faci show. Okay. Okay, okay. We're waiting for a bra and thank you so much, sir. Bravo, thank you so much. Frumosule. Simpatic. Thank you. Să am sutienul, era unul imens. Mă venea bine, vrei să zic. Leagă-l tu, că n-am cum să leg.
Dar știi ce a făcut real, nu? Da. Fata aia s-a dus după colț și probabil undeva, într-un loc unde se poate să-și dea sutienul jos, pentru că l-a dus pe al ei. Da? Drăguț, ce nu mai conta, putea să ia și sutienul lui mama asta, dacă vrea să ne-l dea. Făceam poză în el și aia era. Eu cum stau? Tu stai așa. Ok, I'll take a photo now. Express more. Ok? 1, 2, 3. Love it, work. Am reușit să recreăm și această poză și ne-am mai dat o poză. Să mai facem una. Care o postează foarte drăguță într-o spălătorie. This is so important. Yes. Oh. La un drău, uite aici. Wait, give me that photo. Yeah. Thank you. Hai, vină încoace. Am o purcele. 10 seconds, aici. 10 seconds. So you need to be like this, with hands up. Hands up. And yeah. At 1, 2, 3, we raise the leg. 1, 2, 3, you raise this leg, right? Angle, more angle. It's a different angle. The photo has a different angle. Okay. Photo, big space, yeah. Give it to us, okay? Let's go. Pose, yeah. Same face also, okay? Yeah, okay. One, two, three. Three. 1, 2, 3. Congratulations. Thank you. Thank you. I'm Alex. Nice to meet you. Hello. I'm Eden. He's my teammate, Mario. Nice to meet you. Thank you very hello, much. Hello, thank sir. For coming, God bless you. Ne-a spus că mama este cea care este operată, a tras așa o perdea. A tras așa ca exact cum ținem noi gemul în cămară. Când trage așa, acolo stătea un om. How are you? She's not feeling good. Are you? Yeah, yes. And other sick. My mother. Yeah, so she suffered an operation. Yes. She... Era, avea mâna în gips sau... Avea o atelă ca să o ajute să vindece mai repede. Privirea era încețoșată. Ochii galbeni. Da, nasorul. Se vedea foarte mult de repede. Da, da. Expresia ei. How many kids do you have, ma'am? Four kids? Only four? Only four? My daughter. Yes, oh, your daughter has... Two daughter, two son. Okay. And they have They have kids too? Yes. Noi suntem artiști, suntem cântăreți, am fost niște răsfățați ai sorții. N-am bătut un cui în viața mea, adică nu sunt atât de priceput. Atunci am încercat, n-am mai contat, am încercat cu mâna goală să strângem șuruburile alea, să le ansamblăm cât de repede am putut. Am făcut și de o trusă de scură, aveam nevoie de șurubelniță, aveam nevoie de un imbus. Ia vezi salată? Da. Să învârte roata aia? Da. Se învârte, se învârte. We call him Mamaie too in Romania, Mamaie. How is Mamaie? Bine, Mamaie? Good. It's good. Mission this is completed. Yours. We're happy. This is yours, madam. Yay! Yay! Thank you. În momentele de genul ne dăm seama că trebuie să apreciem foarte mult ceea ce avem. Chiar dacă este o emisiune, un show televizat, adică e televiziune, am învățat o lecție de viață astăzi. Trebuie să fim mai fericiți cu ce avem. Nu doar noi. În general, oamenii trebuie să aprecieze mai mult ce au primit. I'm Alex, nice to meet you. Hello. This is Mario. I'm Mario, nice hello, everybody. To meet you. Și am ajuns într-o cameră 2x2, nu știu cum să zic era. You're Ronnie? You're Ronnie. We have to do some homework today. To do some homework. Hello, ma'am. I'm Alex. Nice to meet you. Camera lor, repet, era de la mine până la tine, o distanță de 2 metri și lat atât, 1,5 metri. N-am văzut în viața mea de cum a făcut mama așa ceva. Where do you live? Here? In this small place? Yeah? Mama. It's hard for you, I guess it's hard for you. Nu sunt condiții, de fapt nu sunt condiții. Doar trăiesc și atât. Trăiesc, nu știu cum am puterea să supraviețuiesc, nu știu cum am puterea să zâmbească. Nici nu știam ce să le spun, nu știam cum să-i întreb cum, dacă vă e greu, pentru că oamenii râdeau, erau... Yes! Yeah! You're happy? You're happy that we're here, yeah? You got some homework Ronnie. To do? Ronnie, come here with your homework. L-am băgat la mijloc, aș fi făcut orice atunci mai să fie fericit, dar n-aveam nimic la mine să-i oferi, aș fi oferit ceva, aș fi dat ceva. Ronnie. Mi-am adus aminte de copiii mei, m-am gândit ce norocoși sunt că s-au născut într-o familie așa. Mi-am dorit ca viitorul lor să fie unul frumos și m-am bucurat că Dumnezeu ne-a născut în altă parte a lumii și ne-a oferit ce ne-a oferit. Și ce mai ai? Păi, l-am terminat. Da? Nice to meet you, family. Asta a fost cea mai grea misiune de azi. De la Asia Express până acum. Da, a fost cea mai grea misiune de la Asia Express, cea mai emoționantă. Cea care m-a dărâmat sufletește. Give me five. Give me five. Five. Give me five. Hey. Give me five. Bye, madam. Bye, sir. Bye, sir. N-am putut să fac mai mult dată. Pe de o parte aș fi vrut să fug în secunda a doua, pe de altă parte le-aș mai fi zis ceva, aș fi vrut să fac ceva care măcar să-i bucure, să le mai dea un sentiment în plus. Dar, nu știu,
floare nu se poate face primăvară. Atât am putut noi să facem. Și prinde-o pe rând. Nu, mă, nu, nu! Ba da, tragi! Uite, mă, nu tragi nimic! Hai, mă, că trebuie o leac. Mai aveți puțin, haideți, băieți! Du-te și fă, pune-le pe toate! Da, și aici acum c***a mai fac. Nu mă mai bag la nicio imunitate, nu mai vreau. Nici mai trebuie, a? Nici o amuletă, nu mai vreau niciodată nimic. Arde bolul arată în sus. Zăi, hai, dodu! Hai, dodu! Uite, hai, dodu! Hai, bețe, ai tot? Hai, adu bețe, du-te, du-te! Ia, bețe! Avem prima scară. Compunem steagul din cele trei elemente pe care le avem. Două bețe plus steagul propriu-zis. Sus se găsește elementul de legătură dintre cele două bețe, care este legat. Dacă nu poți, dă la mine. Ciupește-a. Pune-o între, haide. Te-ai urcat. Ai urcat. Alex și Mario sunt și ei gata, urcă și ei imediat. Haide. Pune-și bețele. Hai mă, că poate ăștia le greșesc. Stai, stai. Era un cilindru așa care la rândul lui era legat. Dacă trăgeai tare de el, nodurile se strângeau mai rău. Am stat calm, am fost calm. Hai, nu pot. Și se duce o luptă foarte strânsă între cele două echipe, între echipa albastră și echipa galbenă. Haide, haide mă, bagă-l, 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 bagă-l. Și este impune mâna. Așa. Ce faci, mă? Stai la mâna. A câștigat echipa albastră. Sincer, este mai bun ca ei. Este mai bun! Perfect. L-51. L-51. 51, ca Aria 51, știți? De nu găsești obiecte nimic. Extraterestre apar, dispar, găsești, nu găsești. Hai să vedem ce se întâmplă. Se vede, trebuie să aibă 2 metri în ce. Trebuie să mă portocaliu, ha? Și a început distracția pentru că mi-am amintit că am citit chestia cu 2 metri lungime și atunci am crezut că țevile sunt deja gata, tăiate în 2 metri și țevile pe care noi, între care noi căutam erau mai lungi de 2 metri. Ia o țeavă de asta și pune-o pe lângă tine. De ce? O să vedem cât are. Nu. Mai mult de 2 metri. Scrie de, de 33. Nu, nu avem de 51. 31. Nu. Astea sunt lungi amândoi. Amândouă. Bucat de o cafea, o bârfesc, bagă un banc, bagă ceva. Uite-l. Unu, mai trebuie unu. Am căutat între toate țevile alea, am găsit una, după care ce crezi? Am mai stat foarte mult timp să o găsim pe cea de-a doua. Mult! Ok. Mai zi o dată, G19. Da, da. Uite, G19, ia. Hai! De 33, asta deja nu știu pe de rost. N-am văzut de 15 ori. A trebuit să ne dăm bătuți. Asta a fost. Am spus că nu o găsim, am primit penalizare. Păi, hai să stăm 20 de minute atunci. Hai. Am stat 20 de minute pe margine. Ia uite-l. Cine-i primul? Mamă! Mamă! Mare să mai vină următorul concurs. Are. Bine, fie. A spart gheața, deși la cum era, de pregătit, trebuia să fie cireașa de pe tot. Ia, mă, fă numă! Eu n-am cum să sparg asfaltul ăsta. Deci ăsta e clar, sau poate ăsta vine sus, așa. Da, poate să vine și sus. Era un fel de Jenga, dar rudiment... Da, de ăsta, primitiv. Mai suntem și noi matematicieni, nu ne uităm la figurile geometrice. Hai să facem funda ușor. Și face fratele meu o fundiță frumoasă pe mijloc, avem cadou pentru părinți. Putem să vedem care e următorul indiciu. Merge spre Valley of Colors. E același proces, doar că invers. Dacă mai dai de două ori, faci funda jos. Înțelegi? Asta e doar... Ajung sus, cred. Da? Nu. Oare? Nu. Atunci dă-le în sus. Ajung pe mamă. Acasă nu-mi pachetez eu niciun cadou. De două ori și pe aia vin sus și am făcut funda și asta a fost. Haide, mai bine cu ea de jos în sus și asta e. Trebuie să o dai de două ori să iei. Mai complicat. Nu? Nu vreau.
Pe cum ai început? Ai început la fel sau? De jos am început. Da? Să începem de sus? Da. Că mi se pare că n-am început de sus. Yes. You can drop us here. I close it down? Yes. You can drop. I drop you exactly. Thank you very much, sir. Thank you, yes. Madam. Thank you, bye. Thank you. Vederea acestui steag ne-a bucurat ca de fiecare dată. Chiar simțeam că suntem de data asta într-un vibe pozitiv. Luați o poză. Ceea ce vedeți este o pinată. Trebuie să o căutați în această zonă. Când o găsiți, folosiți-o ca pe un model ca să vă confecționați propria pinată. We have to make one like this, but we need materials. Box. We yes. Can use boxes. Boxes? Yeah. From where? Can you give us some boxes? Băi, hai să mai citim o dată la. Hai, lasă-mi tortul aici. Eu cred că trebuie să căutăm. Am zis că știm noi cum se face o piniată, 100%. Da. Adum niște carton, gata. Vreau să o facem de la început. But a kid supposed to help us. Oh. Can you please help us? Come on, please help us to do piniata. I call my son. Please, please, madam, thank you. Asta trebuie să facem, o spun eu, trebuie să o facem. Tu îți dai seama câtă răbdare au ăștia care fac treaba asta? Aha. Doar ca să o spargă cu un ciomag? Red. Next, blue, okay. Fetița ne ajuta, ne mai sugera ce culori să punem. Începe și fetița să lipească acolo, își băga mânuțele, ne-am făcut tot de lipici pe mâini. Dar era o stare foarte frumoasă acolo. Hello, what's up? I'm Alex, it's Mario. I'm PJ. Hello, PJ. We're making the biggest reality TV show from Europe. And we have to do a piñata, but with your help. Can you please help us to do a piñata? Okay, da, pot să vă ajut. Ai niște carton? Da, am niște carton. A luat carton și hai să o facem. I don't know how to do it. I cannot picture. Cum o nu prea știi? Uite poza aici, ia fă după poza, hai că facem împreună, mai mult tu. Wait us 30 seconds. Yes. We're gonna leave the cake and the gift here. We come back. Okay, okay, okay. We come back. Ne-am dus să mai citim o dată misiunea ca să fim siguri că nu greșim emisiunea. Ne-am dus până în vârf de casele astea, multe, până nu mai era nicio casă. Și tot întrebam, did you see a piñata, madam? Piñata! Piñata? Ha? Piñata? Piñata? Na, nimic. Yes or not? Hai jos. No. Încet, Radu, da? Hai. Rezist în tortul? Nu. Să nu credeți că la coborâre era mult mai ușor, pentru că treptele erau abrupte. Tot trebuia să fii atent, tot mergeai. Adică nu era așa, știi, în rit. Trebuia să mergi mai încet, pentru că aveai tortul. Fai de p***a mea. Mă gândeam, bă, brațele așa mă dor, stai să mi le lipesc de trup. Ah. Și tot mergeam cu tortul ăsta nebun. Ah, cârcel! Nu înțeleg ce am pățit aici, zici că... T-ai mi s-a pus ceva grav, ești nebun, un mare cârcel, dar nu se mai duce. I-am aplicat un taekwondo, pac, pac, îi dădeam, pac! Dar vorbind, ai dat cu o putere mare, rău. Dă-i tare. Am dat să simți. Da, nu? Da, ți-a trecut. Da, pe moment dat. Am avut și o dată la mușchiul ăsta croitor și până ne-am dat două bucăți, nu m-a lăsat. Gata. Ce aracete e asta, mă, de nu se lipește? Ăla nu mergea lipiciul ăla, mai mult se lipeau degetele între ele decât să lipim pe ăla și era ceva nasol, ambigu total, nu știam. Punem, facem piniata pe deget sau facem pe cartonul ăsta? Om, dacă îi dau un pumn se sparge capra asta. Puneam stratul de hârtie glase sau ce era aia, nu știu cum se numește. O lipeam cu degetul, pa, și în etapa finală, când să-l lași, hop, vedeai că l-ai pe deget, zi, iar te zgrăbeai să-l iei de pe deget până la loc. După asta, când te zbăteai să-l pui drept, mai vedeai că mai ai o bulă de aer. Dă-i aici, no. Când îi dădeai să-l lipea, ajungeai, pac, pac, aproape, mergeai din ce în ce mai ce, hop, iar rămânea pe deget. Nu stă, bă, cu lipiciul ăsta, mă, bă, de lipici. Am ajuns la steag, am realizat steag nou, misiune nouă. Să nu uităm, noi trebuia să ajungem la o petrecere și deja aveam tortul, cadoul părinților, piniata, ca și cum n-ar fi fost suficiente, trebuia să cumpărăm dulciuri, cadouri, rochiță de prințesă de la Disney, toate cu Hello Kitty. La motivul. Hello Kitty. Și unde să o găsesc pe Hello Kitty printre legume și pește? Iar ne băgăm la miros. Uite. For a Hello Kitty store. Uite. Do you have slimes? Three operating transformer. Slimes. Colored slimes. Okay. Can you give us for 800, please? Please, madam. Please. It's for a kid. It's not for us. It's for a kid. It's for her birthday. Please, for 800, please, because we have to buy and we don't have money. Please. Și am reușit să facem fix nimic. You already have 550 pesos. Please.
deja bifaserăm din 10 obiecte, mai aveam de luat două. Mai aveam de luat niște acadele cu Hello Kitty și o rochie, o rochie Disney. Și aici a început, de fapt, calvarul și greu pentru noi. Hello, sir. Do you have Hello Kitty, sweetie pops? I'm sorry. You have rose candies here? Rose candies. Vedeam foarte multe bomboane la toate astea, dar mi se părea că femeile alea nu știu ce vând, pentru că tot întrebam, vindeți rose candies? Și tot îmi spuneau, nu, 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 dar cum arată? Nu știm. But what is soda pop sugar? No idea. What the f***? Hello, do you have Hello Kitty Sweetie Pops? Sorry? Hello Kitty Sweetie Pops? Eu nu cred că nici nu înțeleg de ce le zicem. Hello Kitty Sweetie Pop. Hă? Nu, Hello Kitty Sweetie Pop. Hello Kitty Sweetie Pop. Sweet Pops? Yes, Sweetie Pops. Hello Kitty, Sweetie Pops. Ah, don't, pop. We don't. Ah, we don't. Lollipop? Okay. Lollipop? Lollipop? Kitty, Sweetie Pop? Chongsan Train. Chongsan Train? Chongsan. Chongsan. Nu mai aștept să-i mai aud, mă jur. Nu au fost niște zile bune pentru voi? Nu au fost cel mai bun, într-adevăr. Și o stare proastă fizică? Mai mult decât proastă. Dar nu încercăm să dăm de la asta. Da, normal. Nu vrem să ne victimizăm, însă sănătatea este primordială. Dacă rămânem, ne bucurăm că rămânem în cursă, dar știm că este foarte dificil pentru că are probleme cu spatele și psihicul nostru nu este cel mai bun în perioada asta. Dacă o să plecăm, ne bucurăm că ajungem la familiile noastre. Ce nu ne place că nu mai suntem în competiția asta și că nu mai apucăm să luăm titlul ăla. Sorin? Da? Cred că ai ceva pentru mine, nu? Sigur. Ai grijă la chiloția să nu-mi scoți pe aia prin ne facem de râs la oamenii ăștia. Nici nu știm acum cum ar trebui să fie. Ar trebui să fie verde, ar trebui să fie roșie. Într-un fel aș vrea să fie verde, să mai stea, încă ni sunt dragi. Dar în același timp aș vrea să fie și roșie, pentru că suntem foarte mulți încă în concurs. Da, e un sentiment împărțit așa cumva. Ne dorim ca Ancora să fie roșie, dar eu mi-aș fi dorit să fie Ancora roșie dacă era oricare altă echipă acolo, în afară de mine. Adică singurul moment în care îmi doresc să fie Ancora verde este când suntem noi acolo. În rest, eu tot timpul îmi doresc Ancora să fie roșie, pentru că îmi doresc ca lumea să plece acasă, noi să rămânem și noi să câștigăm. Dragii mei! Simpatici! Ce mai simpatici! Am să vă arăt vouă, să vă uitați, voi primi, da? Noi primi? Voi primi. Ancora de astăzi este... Stau în deloc răbdare. Ta, roșie. Roșie. Asta este. N-are nimic. Câștigăm data viitoare. Vorba, cum e vorba ta? Nu e nimic, câștigăm la... Dragii mei. Da, las-o. Să știți că... Nu asta știu este. Cu ce amintiri veți rămâne voi. Unele drăguțe, unele mai puțin drăguțe. Dar pentru noi ceilalți, faptul că ați fost aici, a fost o bucurie. Evident. A fost o mândrie. Să nu plângi, te rog, vrei să te îmbrățișez? Hai! Da, noi mirosim la bazar, că am costat să fie toate ultima dată. Bă, noi ne-am gândit și înainte. Pe jumătate ne pare rău, pe jumătate ne pare bine. Dorul față de familie, de iubite, de copii. Îți dai seama, reprezintă bucuria. Faptul că nu mai suntem aici alături de colegii noștri, de o parte din ei, îți dai seama, ne creează o ușoară tristețe. Indiferent dacă era verde, indiferent dacă e roșie, era la fel, adică aceeași situație. Cumva, nu știu cât de mult mai puteam să concurăm, mai ales că, repet, sănătatea este primordială, s-a schimbat un pic situația, ne-am dorit să fim cei mai buni, ne-am dorit să fim competitivi, să distrăm lumea, să facem un show, ne salutăm toți fanii, sperăm că i-am distrat, că nu i-am dezamăgit. Mulțumim frumos tuturor celor de acasă, ce care ne zicem? Susțineți. A fost o experiență mișto. O experiență care de multe ori ne-a depășit, dar am fost amândoi aici, ne-am ridicat unul pe celălalt. Ne-am dat silința să fim cei mai buni, unele misiuni ne-au depășit, mai ales asta cu autostopul. Am avut... ghinion, dacă vreți să zicem așa. Chiar este ghinion. Nu am excelat la treaba asta, dar la asta nu ai cum să excelezi.